Cu ocazia zilei de 9 mai, când românii sărbătoresc proclamarea independenței de stat a României, dar totodată și ziua Europei, deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Proclamarea independenței statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan, ci o încununare a strădaniilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste bord a ultimei verigi a suveranității otomane. Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare referitor la acest subiect. Sărbătorim astăzi 9 mai, 145 de ani de la declararea independenței de stat, un proiect de țară construit în jurul marilor valori naționale, posibil prin coeziunea dintre clasa politică și societate. A urmat un amplu proces de modernizare constituțional, legislative, instituțională și economică, care au condus la România modernă. De-a lungul timpului, românii și-au exprimat în repetate rânduri direcția și valorile la care doresc să adere, iar asta a condus inevitabil la integrarea europeană și participarea activă a României la procesele politice europene și internaționale, a transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți. Pe continentul european, Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Ziua Uniunii Europene marchează declarația istorică de la 9 mai 1950, făcută de ministrul francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franța și Germania pentru eliminarea rivalităților seculare dintre cele două state. Decizia a fost luată de Consiliul European de la Milano în 1985. Tot astăzi, când la granițele noastre se desfășoară un conflict armat în toată regula, cuvintele lui Robert Schuman, a cărui declarație stătea la baza creării Uniunii Europene, sunt cu atât mai semnificative. Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporționale cu pericolele care o amenință. Europa nu se va construi dintr-o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care vor genera în primul rând, o solidaritate de fapt. Știu și nu vă învinovățesc pentru scepticismul și neîncrederea ce v-au încercat de-a lungul ultimilor aproape 15 ani, de când România face parte din Uniunea Europeană. Dar să fiți convinși că facem parte dintr-o mare familie, o lume liberă a șanselor egale și valorilor democratice, a mai transmis Cornel Folescu, deputatul PSD Mehedinți. Acesta a mai transmis totodată că se mândrește cu faptul că este român și l-a urat în sincer la mulți ani atât românilor cât și europenilor.